Bună ziua, doamnelor și domnilor, distinși reprezentanței presei. Conform legii, suntem sub numărul pentru care este obligatorie masca. Asta nu înseamnă că vrem să transmitem altceva, ci încurajăm pe toată lumea să-și respecte măsurile de distanțare fizică, să poarte mască și să aibă grijă în această perioadă extrem de complicată pentru sănătatea românilor. Bine ați venit la o scurtă conferință de presă prilejuită de o ședință a Comitetului Executiv Național a Partidului Social Democrat, care s-a terminat acum câteva minute și care a dezbătut câteva lucruri legate de organizarea internă, congres, alegeri și despre, au fost câteva discuții despre moțiunea de cenzură. De asemenea, s-au validat candidaturile depuse pentru congres și s-a decis ca vineri să existe un alt comitet executiv național. Asta este ce a fost. Aștept întrebările dumneavoastră. Vineri la Comitetul Executiv Național, ce urmează să stabiliți exact? Principalul subiect, în afară de organizarea congresului care va fi a doua zi și care probabil va mai avea nevoie de câteva mici detalii de pus la punct, va fi stabilită data sau calendarul de vot al moțiunii de cenzură. Când și-ar dori Partidul Social Democrat să fie programat votul, pentru că aveți majoritate la nivelul conducerii Parlamentului? Noi ne dorim să votăm cât mai repede, pentru că în momentul ăsta orice zi în plus cu guvernul Orban este o pierdere pentru țară, atât sanitar vorbind cât și economic. Deci sperăm ca vineri să se valideze un calendar care să fie în linie cu această dorință. Există foarte multe interpretări acum în spațiul public. Din punctul de vedere al Partidului Social Democrat, este constituțional să depuneți și să citiți o moțiune de cenzură într-o sesiune extraordinară, iar votul să se desfășoare în sesiunea ordinară care începe cu data de 1 septembrie? Din punctul nostru de vedere, suntem în litera și spiritul Constituției și se pare că și Partidul Național Liberal a realizat acest lucru, având în vedere că domnul Orban a anunțat acum câteva minute că nu se vor mai adresa curții, cel puțin deocamdată. În Constituție nu se face diferența între acțiunile întreprinse într-o sesiune ordinară sau extraordinară. Ea este extraordinară doar prin nume. Ea este o altă sesiune a Parlamentului, iar vacanța este suspendată în această perioadă și se lucrează în condiții normale. Deci în momentul în care depunem această moțiune, o facem cu legea de partea noastră. Chiar dacă s-ar considera o prelungire a sesiunii din ordinare din primul semestru, oricum am fi în lege, pentru că acolo se spune că, în articolul din Constituție, se spune că dacă am semnat o moțiune care a picat, nu mai avem voie să mai semnăm încă una. Moțiunea din sesiunea trecută a fost trecută, deci suntem îndreptățiți să mai semnăm o moțiune. Dar, repet, sesiunea extraordinară este o altă sesiune a Parlamentului cu tot ce implică această sesiune. Vot, dezbateri și așa mai departe. Tocmai că este o altă sesiune extraordinară, iar dumneavoastră ați început acest demers în sesiunea extraordinară și îl continuați în sesiunea ordinară. Nu știm încă... În Constituție se spune că o singură moțiune de cenzură per sesiune. Dar noi am început... Nu știm când o vom vota și vom afla vineri când se va decide acest vot, dacă va fi până la sfârșitul lunii august. În principiu se spune că votul trebuie să fie după 3 zile, după ce a fost citită în plenul celor două camere. După 3 zile poate pica oricând. Și după 3 zile și după 7 zile. Noi suntem ferm convinși că demersurile noastre, discutând cu constituționaliștii pe care îi avem, demersurile noastre sunt fundamentate legal. Vă încurcă această decizie a premierului și a Partidului Național Liberal de a nu a mai sesiza Curtea Constituțională? Sunt două acțiuni separate. Acțiunea noastră nu are de ce să țină cont de acțiunile Partidului Național Liberal. Această moțiune de cenzură este un... act fundamental democratic, trebuie să sancționăm toate derapajele acestui guvern și iată că s-au adunat suficient de multe argumente pentru ca această moțiune să fie depusă și ea să și treacă. Cu ce lideri politici a negociat PSD-ul până în momentul de față pentru a trece moțiunea de cenzură? Din ce am înțeles de la conducerea partidului, s-a discutat cu absolut toată lumea, firește mai puțin cu cele două partide care sunt la guvernare în acest moment și vorbim aici de Partidul Unu Mișcarea Populară și de Partidul Național Liberal. Victor Ponta v-a asigurat că va susține acest demers? Da, și a avut decizii, a avut confirmare în spațiul public chiar ieri, în care a spus că va vota împreună cu
grupul Pro-România. Eu sper din suflet ca domnul Ponta să facă ceea ce spune și nu numai dumnealui, ci întregul grup parlamentar al Pro-România. Cu cei de la USR ați discutat? Sunt discuții în curs. Lucrurile pe care le știm și sunt declarate public sunt acelea că performanța guvernului este constatată de toată lumea ca fiind una extrem de proastă, începând de la USR chiar discursul a fost în această linie, deci ne așteptăm ca inclusiv UDMR-ul, inclusiv parlamentarul USR să voteze această moțiune de cenzură. Discuțiile cu Pro-România le aveți doar la nivel de conducere cu Victor Ponta sau și cu fiecare parlamentar în parte pentru a nu avea surprize? Discuțiile se fac la nivel de conducere. Nu trecem peste conducerea partidului, cum din păcate înțelegem că face domnul Orban contactând parlamentarii Partidului Social Democrat. În legătură cu Congresul, cum au decurs discuțiile astăzi cu Eugen Teodorovici? Înțelegem că în prima parte a CEX-ului nu i-a fost permis să intre în sala de CEX. Nu, i s-a permis să intre în sala de ședință. A fost invitat să-i spune punctul de vedere. A comunicat ce a avut de comunicat la acel moment. Nefiind membru al CEX-ului, a fost invitat să părăsească sala, ceea ce a și făcut. Și a fost invitat, chiar dacă nu este membru al CEX-ului, cu votul întregului CEX, la punctul la care s-a discutat despre Congres. Ce reproșuri a adus conducerea interimară? Reproșurile dumnealui sunt cele pe care le-a adus și în spațiul public și care se concretizează în acțiune în justiție. Noi suntem iarăși convinși că ceea ce facem este legal, iar modul în care se va desfășura Congresul va oferi șanse egale inclusiv domnului Teodorovici la un vot corect și, cum să spun eu, reprezentativ. Domnul Teodorovici a spus că se gândește dacă mai participă la congres. El acuză faptul că acest congres este organizat pe baza unui statut care nu a fost validat în tribunal și că trebuie ca totul să fie reorganizat pe actualul statut. Cum vedeți acest lucru? Domnul Teodorovici, ar fi bine să-și dea seama singur ce dorește cu adevărat și a dorit să candideze la acest congres. Este dreptul dumnealui și s-au asigurat condițiile pentru a face acest lucru. Dacă nu va mai vrea să candideze, va trebui să anunțe conducerea partidului, să-i se retragă numele de pe buletinul de vot. În ceea ce privește modul de desfășurare și de modificare a statutului, este o cutumă a partidului, este respectată de multă vreme, iar acțiunile în justiție care au contestat acest lucru au fost respinse la momentele respective. Și dacă îmi permiteți, care sunt rațiunile pentru care președintele Consiliului Național nu mai este ales de acest for și va fi ales, înțeleg, în echipă pe bază de moțiuni? Va fi ales, din ce am înțeles, între modificările statutului există și aceasta prin care președintele Consiliului Național se poate fi votat de către Congres, iar la Congres vom vota această... Să propunem de modificarea statutului astăzi, pentru că la ultimul CEX în care s-au validat absolut toate propunerile de modificare a statutului, nu era nimic referitor la președintele Consiliului. Inclusiv această modificare s-a discutat și se va tranșa vineri în următorul comitet executiv. Repet, este pentru buna funcționare a Partidului Social Democrat și pentru ceea ce ne dorim ca reformă și ca repunere pe baze noi, moderne, europene a Partidului Social Democrat, este nevoie de un Consiliu Național care să funcționeze la întreaga capacitate. Și atunci profităm de acest congres pentru a pune pe direcția corectă și Consiliul Național. Domnul Dâncu a fost contestat, după cum bine știți, de mai mulți colegi din noastră de partid. Tocmai această mișcare, această modificare de statut, nu cumva este făcută ca să pună la adăpost, să spunem, candidatura dânsului la șefia Consiliului Național? Vă temeți de un vot direct din partea Consiliului Național în cazul domnului Dâncu și atunci ați venit cu... Nu ne temem, și domnul Dâncu nu se teme de absolut nimic. Există contestări într-un partid democratic și în orice organizație care se vrea democratică, iar acele contestări se vor putea manifesta prin vot în momentul congresului. Nu există discuții despre teamă sau altceva. Este pur și simplu nevoia de a avea un Consiliu Național funcțional. Era și un alt lider social-democrat, domnul Dumitru Buzatu, care își anunțase intenția de a candida pentru funcția de președinte al Consiliului Național. Practic acum nu prea o să poată să mai facă acest lucru. Domnul Buzatu, chiar în intervenția de astăzi, nu a mai făcut nicio referire la această candidatură. Nu am văzut-o decât în spațiul public. N-a fost făcută în cadrul organelor interne ale partidului. Pentru că vorbeați despre noua filozofie cu care vrea să meargă mai departe Partidul Social Democrat după Congres, ne uităm și la scurta prezentare a moțiunii pe care a făcut-o Marcel Ciolacu pe Facebook. În contextul acesta, cum vedeți echipa pe care a format-o Gabriela Firea la Capitală pentru Consiliul General? Este o decizie personală a conducerii filialei București a Partidului Social Democrat
În linia celor anunțate de domnul președinte Ciolacu, fiecare organizație are independență totală în a-și construi lista, sunt convins că doamna Gabriela Firea are justificări pentru tot ceea ce se întâmplă în organizație, inclusiv pentru numele prezente pe această listă. Eu cred că sunt oameni din toate categoriile, sunt oameni pregătiți care pot răspunde la nivelul Consiliului General diferitelor categorii de vârstă socioeconomice ale publicului bucureștean. Deci nu văd care ar fi problema. Totuși, doamna Firea candidează sub aceeași umbrelă a moțiunii domnului Ciolacu, care vorbește despre promovarea profesioniștilor din partid. Nu vedem neapărat oameni din partid, oameni cu ștate vechi în partid, în echipa doamnei Firea. Noi vorbim în ceea ce privește Congresul de a promova oameni în zona politică. În zona administrativă sunt oameni, majoritatea dintre dumnealor, membrii vechi ai Partidului Social Democrat, și sunt oameni care pot ajuta comunitatea locală, și cel care își construiește acea listă, cum peste tot fiecare candidat la primărie sau fiecare șef de organizație locală a primit dreptul, și doamna Firea are dreptul să-și construiască acea listă astfel încât să-și maximizeze șansele la aceste alegeri. E normal și moral în aceste condiții să fie promovați drept candidați PSD la locale, oameni care în momentul de față au dosare penale sau condamnare în primă instanță? Nu vreau să comentez acest lucru, nu știu cine are aceste dosare. Petre Roman și domnul Mitică Dragomir, de exemplu, sunt două cazuri. În acest moment înțeleg că nu există nicio condamnare care să le influențeze dreptul de a fi aleși, atunci discuția este exagerată. Dar care este expertiza acestora în ceea ce privește, de exemplu, fluidizarea traficului din capitală, una dintre cele mai mari probleme, sau în ceea ce privește modul în care funcționează radetul? Pentru că am văzut că apă caldă în capitală în ultimele luni nu prea este și sunt probleme de această natură. Fiecare din oamenii de pe listele respective sunt specializați sau au expertiză în anumite domenii și la un loc vor face o echipă care să ducă fiecare localitate, inclusiv Bucureștiul, înainte. Dar rugămintea mea este să puneți aceste întrebări direct doamnei Firea. Dânsa este foarte prezent în spațiul public și direct primarilor care au construit aceste liste. Am întrebat-o și pe doamna Firea și doamna Firea ne spunea că ar fi fost criticată chiar dacă în echipa ei punea bebeluș de la maternitatea Giulești. Și ce vreți să comentez eu ce a spus doamna Firea? E dreptul dumneai să se exprime așa cum consideră necesar. Pot să fiu de acord că la un anumit moment, privind lucrurile prin prisma partizanatului politic, orice poate fi criticabil. Acum v-aș întreba un pic, am tot discutat până la urmă de echipele pentru alegerile locale, v-aș întreba la ultimul recensământ câți primari ați pierdut către alte partide? Nu o să vă spun cifre exacte, nici nu are rost, pot să vă spun doar un singur lucru. Ceea ce s-a întâmplat la nivelul primarilor se poate discuta pe două paliere. Este un palier al liberei conștiințe, al celor care consideră din motive, orice fel de motive, personale, politice și așa mai departe, că le e mai bine în altă parte. Și lucrul ăsta s-a întâmplat de ambele sensuri. Și palierul penal, care s-a concretizat din partea noastră într-o plângere penală. Pe partea liberei conștiințe, sigur, fiecare face ce vrea. În ceea ce privește enunțul celor de la Partidul Național Liberal că s-au întors primarii care au plecat cu ordonanța 55 este fals. Mai puțin de 15% din cei care au migrat din partea Partidului Social Democrat trecuți în baza acelei ordonanțe sunt trecuți în baza acelei ordonanțe. Restul, sigur că noi avem în acest moment dovezi și plângeri și, cum să spun eu, apariții publice ale primarilor care nu au trecut, dar care au fost șantajați. Cu certitudine, cei care au trecut fiind șantajați nu au ieșit în acest moment în spațiu public, dar suntem convinși că în cadrul cercetărilor pe care le va face parchetul vom avea și aceste cazuri aduse la lumină. S-au plâns direct către partid de acest fapt, de acest șantaj pe care îl invocați? S-au plâns direct către partid, am strâns dovezile necesare care au stat la baza acestei plângeri penale, dar i-ați văzut pe câțiva dintre ei și în spațiul public spunând lucrurile pe care le-am trecut în acea plângere penală. Au fost șantajați, li s-au făcut promisiuni, li s-au trimis controle, lucruri care țin, așa cum spunea președintele Ciolacu, de o politică a anilor 90. Lucrurile ar fi trebuit să schimbe de mult în această... 86 de primari au plecat în ultimele zile și 37 au venit în PSD? Este o cifră aproximativ reală. Care sunt județele în care sunt cele mai mari probleme? Unde PSD are cele mai mari probleme? Unde au plecat cei mai mulți primari?
Vă dau un județ care cred că îl știți deja, este Giurgiu. Mai sunt și altele, dar nu cu numere atât de mari. O să vedem ce asta la baza celor plecări, dacă vor fi dovediți sau vor fi dovedite fapte din fapte penale în ceea ce privește pe unii dintre dumnealor. Nu toți au fost presați, repet, este opțiunea fiecăruia să facă acest pas. Nu numai de la Partidul Național Liberal au venit primari la PSD, au venit și de la alte partide, cum de la PSD nu au plecat primari doar la Partidul Național Liberal. În afară de cei 86 plecați recent, au mai fost și alții? Vorbim de peste 100 de primari? Repet, noi vorbim de cei plecați la Partidul Național Liberal aici. Au fost, înțeleg, și alții care au plecat la alte partide și au fost și alții care au plecat înaintea acestui val de plecări și de presiuni, acum 2 luni, 3 luni, 4 luni, care pot fi adăugați la numărul respectiv. Și câți primari de la alte partide au venit către PSD? Și de la PNL în acest moment în jur de 40, iar per total sunt mai mulți. Încă un număr similar, probabil. Ordonanța privind mărirea pensiilor cu 14% ajunge în Parlament. Când își dorește PSD-ul să existe un vot în Camera Decizională pe această ordonanță? Astăzi, cred. Vot. Pe pensii. Pe pensii, nu alocații. A, pe pensii? Da. Scuzați-mă. Cât de curând? Este evident că nu putem accepta absolut nimic ce vine să corecteze o lege și revenim la ceea ce scrie în Constituție, drepturile fundamentale și dreptul la pensie și dreptul la indemnizație sunt drepturi stipulate în Constituție. Orice drept de acest gen nu poate fi modificat, așa cum a spus Curtea Constituțională, decât prin lege trecută prin Parlament. Ce fac dumnealor cu ordonanțele? Nu numai că este imoral, este și ilegal. Vă gândiți să respingeți sau să modificați ordonanța legată de rectificare? În ceea ce privește rectificarea, vom aduce modificări fundamentale la ceea ce scrie acolo. Practic, acolo este și problema legată de... Da, vom aduce modificări substanțiale. Să nu uităm că văd că lumea nu prea a spus acest lucru și în linia instrumentelor folosite de Partidul Național Liberal pentru a atrage primari, a existat și această promisiune de finanțare de proiecte, iar la rectificare, 2 miliarde de lei au ajuns în fondul de rezervă al Guvernului la dispoziția primului ministru. De ce acești bani nu s-au dus direct către proiecte și au ajuns în pixul domnului Orban, putem să ne răspundem foarte simplu. Pentru a presa primarii și în acest fel. În ceea ce privește alocațiile, ce veți face? Astăzi va fi votul de respingere a ordonanței în Camera Deputaților. Și ce vă așteptați să facă președintele? Păi, acum depinde ce ar trebui să facă în sensul celor pe care le spune Constituția și ce ar trebui să facă în sensul funcției de facto de președinte al PNL-ului. Normal ar trebui să promulge legea de respingere a ordonanței și să înțeleagă că un drept câștigat prin lege adoptată în Parlament nu poate fi schimbat printr-o ordonanță de urgență, mai ales că s-a pronunțat și Curtea în acest sens. Din experiența noastră în ceea ce privește abordările domnului președinte, ne așteptăm să o conteste la Curte. Și pentru că sâmbătă va avea loc un congres organizat cu totul diferit de ce suntem noi învățați până acum, puteți să ne explicați un pic cum va arăta congresul de sâmbătă? Multe lucruri se întâmplă altfel decât am fost obișnuiți din cauza acestei pandemii. Nu ne convine, firește, pentru că e altfel dezbaterea și altfel sunt interacțiunile când toată lumea este acolo. Dar ținând cont de legea care spune că nu avem voie mai mult de 20 de persoane într-o sală, vom avea 1509 candidați care vor fi împărțiți în 38 de centre teritoriale, unde vor exista urne, unde se va vota pe buletine de vot, fiind vorba de nume, se va vota secret, se vor face procese verbale după vot care se vor transmite către toți și firește la centru. Va exista practic o videoconferință, da, între București și toate aceste centre? Toate centrele teritoriale vor fi dotate cu aparatură audio-video pentru transmitere live a acestui eveniment. Iar toată lumea va avea acces pe ecrane la imaginile din toate celelalte centre. Și prezența în aceste centre va fi tot de 20 de persoane în fiecare, da, dintre ele? Mm-hmm. Și câte centre ați spus că sunt? 38. 20 ori 38 nu este... Asta este ce am înțeles. M-ați spus nu este cifra de 1000 și de delegați. M-ați spus la o operațiune aritmetică pe care vă spun că n-am făcut-o, o să vă transmit imediat după asta, înseamnă că am notat eu greșit.
Vă mulțumesc și ne vedem după cexul de vineri.